Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Cătălina Biholar, alături de mine, ca de obicei, Sorin Avram. Bine ai revenit! Bună, Cătălina, bine v-am regăsit! Vasile Stărăstoaie a fost la Suceava și a făcut câteva declarații cu de interes local și național, deopotrivă, referitor la plecarea medicilor în străinătate. Numai anul acesta, până în acest moment, 580 de medici au plecat din țară și încă vreo 200 și-au depus dosarele de la începutul lunii aprilie. Da, situația este neschimbată față de anul trecut sau s-ar putea să fi plecat mai multă lume. Anul trecut a fost așa o emulație, mai ales după ce a fost scandalul cu Raed Arafat și când s-a pornit tăvălugul ăsta de schimbare și când useliștii erau pe toate televiziunile și strigau la cei de la PDL că sunt niște ticăloși, niște impotenți și niște incompetenți și atunci oamenii, inclusiv cei din sistemul medical, au fost convinși că vor veni zile mai bune, iar USL-ul a ajuns la guvernare și datorită voturilor pe care le-au dat medicii, asistenții medicali, pacienții, da? Deblocarea posturilor în sănătate, deblocarea diverse promisiuni. Deci este încă o temă asta cu medicii, când ne pleacă medicii din străinătate, a fost una dintre temele de tânguială ale USL, care au spus cei de la USL că atunci când vor veni ei, dacă vor ajunge la putere, vor schimba această stare de lucru care este nefirească pentru o țară în care sistemul de sănătate nu se simte atât de bine. Avem un an de guvernare, USL, lucrurile nu s-au schimbat în bine, din nefericire ele merg la fel de rău și asta cu plecatul medicilor din țară cred că ar fi fost prima măsură pe care ar fi trebuit să o ia Ministerul Sănătății. Ministrul Sănătății Eugen Nicolescu. Dacă Eugen Nicolescu ar fi fost un om care ar fi stat la muncă în Austria până în urmă cu un an de zile, ar fi profesat ca medic acolo, nu ar fi știut care este treaba în sistemul de sănătate românesc, nu ar fi știut ce se întâmplă în spitale, cum stau lucrurile cu bani, cu casa de sănătate și așa mai departe, și ar fi fost pus ministru, era de înțeles, bă, e venit nou, omul trebuie să se acomodeze. Însă domnul Nicolescu a fost ministru în perioada 2004-2008 din partea Partidului Național Liberal. După aceea a fost parlamentar și a fost acolo, în miezul problemelor. A fost tot pe domeniul sănătății, deci el știa foarte bine care sunt problemele din sănătate și cum pot fi ele rezolvate. Sau cel puțin trebuia să-și pregătească un set de soluții. Bă, dacă venim la guvernare și anul trecut au simțit lucrul ăsta, că era lumea nebunită să vină USL, o să plece ticălos și de la PDL să vină sfinții ăștia și deștepții ăștia la USL. Trebuia să pregătească un set de soluții. USL-ul trebuia să aibă și un an de zile a trecut și medicii tot pleacă din țară. Păi cum să ții un medic rezident? Medicul. Li s-au promis și lor locuințe medicilor rezidenți în alte localități decât cele de domiciliu și tot felul de măsuri care să îi ajute. Dacă un medic cu experiență, da, un medic cu experiență, chirurg, ortoped, ce vrei, orice medic cu experiență, din spital și cunoscut, omul ăla câștigă niște bani, în plus, mulți, foarte mulți, pentru că este căutat și omul când vine la un medic și îl caută, hai domnul doctor, luați-mă și pe mine sau luați-mi și mie copilul, vă rog să aveți grijă cu el, îi pune un plic în buzunar, da? Și strânge niște bani, nu-l prea interesează salariul pe care îl primește, cu toate că nici lucrul ăsta nu este normal să se întâmple. Dar să spunem că problema lor este rezolvată și este rezolvată. Sunt medici foarte, foarte bogați și este bine că n-au grija zilei de mâine, pentru că dacă ar avea grija zilei de mâine, ți-ar tăia stângul în loc de dreptul, ți-ar uita foarfecul în burtă și așa mai departe. Se întâmplă și din astea. Se mai întâmplă, da, dar nu este o regulă. În schimb, medicul rezident nu se uită nimeni la el. Dacă îi dă cineva o ciocolată din greșeală sau pentru că e o... L-a confundat cu asistenta, nu? Da, așa. Șefă. Sau pentru că e o fată frumușică, știi, și bage acolo ciocolată că îți place de ea. Dar rest nu-i dă nimeni nimic medicului rezident. Cum să trăiască, nu, cu 200 de euro? Cum să se dezvolte el ca medic și cum să fie atent la ce are de învățat acolo și cum să devină el medicul de peste 10 ani pe care să-l caut și să-i dai un plic, să-i pui în buzunar? Dacă el nu se poate pregăti pentru că este cu gândul în altă parte și este flămând. Dacă la fabrica de brice, ace și carice, da, ești acolo inginer și mai poți greși o piesă, că așa arunci piesa aia, dar la spital nu poți să greșești un centimetru, că omori omul sau îi faci ceva. Aici trebuie tratați altfel. Și nu se poate, mă, să n-ai tu o soluție, dita mai Ministerul Sănătății, să rezolvi această problemă, să-ți ții medicii în țară. Ei câștigă foarte bine afară, evident că am înțeles că iau și 3.000 de euro, iau un rezident în Franța. Eu sunt convins că nimeni nu are pretenția un rezident în România să ia 3.000 de euro.
Dar să-i faci un 1000 de euro pe lună și să-i asiguri o casă, eu cred că nu este mult și nu se face o gaură în cer și ții niște oameni pe care îi pregătești pentru viitor și ai sistemul ăsta asigurat. Păi ce se... Și te uiți, te miri că pleacă, bineînțeles, cei care au bani în străinătate să se trateze. Păi numărul celor care vor pleca în străinătate va crește. Celor și o să cu bani. Ajungă tot pe mâna medicilor români. Și tot pe mâna medicilor români. Și mai este un aspect. Dacă tu nu ești tratat așa cum trebuie în spital... Mergi la sistemul privat. Nu asta e problema. Nu ești tratat acum și ești în continuare bolnav. Statul cheltuie mai mult cu tine. Cu asigurarea de sănătate. Că dacă nu te rezolvă acum, tu te îmbolnăvești în continuare, mai dai și în altă boală și în loc să-ți rezolve problema acum, ți-o rezolvă, dacă ți-o rezolvă peste 10 ani, din cauza că tu tot te îmbolnăvești și nu-ți dă de cap și se cheltuie mai mulți bani de la sistemul cum de sănătate. Cum îi pică unui medic rezident cu un salariu de 200 de euro ca președintele Colegiului Medicilor, domnul Vasilea Stărăstoaie, care are undeva la 8-9 funcții de conducere în tot felul de instituții, să vină să semnaleze aceste probleme? Om care nu are nici pe departe grija zilei de mâine, având atât de multe funcții de conducere. E culmea ipocrizia asta, să vii tu să plângi pe umărul medicului rezident și tu care nu mai poți de bani și ești foarte... Domnul Stărăstoaie... Și niște dosare cu penale, referitor la aceste funcții de conducere. Acum pe care știi și cum ești cu dosarele astea penale, că nu e neapărat să fii vinovat, există prezumția de nevinovăție. Și dacă are unul boală pe tine și îți face plângere penală și începe urmărirea penală, nu ești automat un penal. Hai să fim serioși. Și sunt destui mâncători de prune uscate care au boală pe unul și îi fac o plângere penală și gata, te cercetează penal. Asta nu înseamnă... Trecând peste chestia asta cu cercetată penală, are N funcții, dar... Și toate sunt de conducere. Toate de conducere, dar altceva. Nu a fost capabil în anii de zile în care a condus Colegiul Medicilor să facă ceva pentru medicii rezidenți. Și cineva îl ține acolo în continuare, nu? Da. Încă e președintele Colegiului Medicilor. E o clică, medicilor. Așa cum domnul asta, e o clică, așa cum este clica asta la partid, e o clică și la doctori. Cum e clică și la profesori, cum e clică și la lidere de sindicat. Ăștia la vârf sunt niște băieți care învârt niște fonduri și niște bani, da? Că doar domnul Stărăstoaie nu stă acolo de flori de măr. Are și influență prin funcția pe care o deține și nu pleacă. Evident că este anormal ca un om foarte bogat și cu foarte multe funcții să vorbească despre săracii medici rezidenți când și el face parte din sistem. Dacă în clasa politică, dacă la guvernare au mai fost schimbări, domnul Stărăstoaie este aici de ani și ani de zile. Și el face parte din sistemul ăsta care ia decizii. Constanța din sănătate, președintele Colegiului Medicilor. El este acolo. Și adică ăia se schimbă și tu nu pleci deloc când problema nu s-a rezolvat? Da, sunt niște semne de întrebare. Un alt subiect pe care l-am văzut la știri este cel referitor la marșul împotriva accidentelor rutiere. Undeva la 800 de elevi au participat la acest eveniment, care s-a încheiat cu o simulare a unui accident rutier și cu intervenția celor de la pompieri și a Crucii Roșii. Da, astea sunt niște manifestări făcute degeaba, chiar degeaba, se fac degeaba. Mai ies copiii bucuroși că ies la școală să chițcăie pe străzi. Și bă, au blocat o stradă și mai înjură câțiva șoferi. Da, dar n-a fost numai cu asta, cu accidente, a fost și împotriva violenței. Și mi-a zis mie un cetățean, nu-i dau nume, un om în etate, așa, și zice, domne, da, am trecut azi prin oraș și am văzut că erau pancarte, niște elevi fluturau pancarte că stop violenței în școli. Și zice, da, m-aș fi așteptat ca profesorii să facă protestul ăsta, pentru că în ziua de azi mai degrabă un elev bate profesorul decât profesorul bate elev. Și m-aș fi așteptat ca profesorii să iasă pe străzi și să militeze împotriva violenței în școli. Da, acum când fac profesorii, dacă fac o acțiune din asta, acolo e și cu muzică. Ei sunt drăgostiți de pinguinul, știi, de la mișcările sindicale, când se făceau greve în fața aparatului administrativ din Suceava, o făceau pe piesele astea, Bănățeana, Brașoveana, Pinguinul, la eleve fără muzică, e numai cu chirăitori, la profesorii și cu muzică. Îți mulțumesc pentru prezența la Comentariul Zilei. Încheiem aici, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Bihular, toate cele bune!